Ascultați cu atenție relatarea experienței călătoriei mele în iad, astfel încât voi luptători și predicatori ai Cuvântului lui Dumnezeu, cântăreți și muzicieni, frați și surori în Iisus Hristos, să fiți de acord cu Domnul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos, și să nu cădeți în acel loc al chinului etern. M-am lăsat chemată de Domnul să fiu servitoarea lui timp de 38 de ani, lucrând pentru Consiliul Național al Adunărilor lui Dumnezeu din Statele Unite. Munceam din greu și clătream mult, mărturisind cuvântul Domnului, aici colo, de când Domnul m-a chemat la slujire. Am călătorit în Mexic de mai multe ori, în mai multe state, conducând evenimente și conferințe pentru femei. Călătoream, iar uneori chiar trebuia să mă îmbrac și să cobor din avion de 3 ori pe zi. Am crezut că Dumnezeu era mulțumit de felul în care călătoream din loc în loc, ducând mesajul. L-am rugat pe Domnul de mai multe ori, cu mai multe ocazii, să-mi arate unde îmi voi petrece veșnicia în Palatul Ceresc. Frașii și surori veniseră la mine și împărtășiseră mărturile lor despre felul în care fusese răpiți în rai și iad. Am mers la o întrunire pe stadion cu soțul meu și ne-am întors acasă foarte târziu noapte. Soțul meu mi-a spus că îi este foame, așa că eu i-am spus să caute ceva în frigider, fiindcă eram foarte obosit. M-am dus în camera mea și m-am aruncat pe pat cu încălțămintea încă în picioare. Am auzit deodată ușa deschizându-se, am crezut că intră soțul meu. Am auzit pe cineva apropiindu-se încet de pat, iar apoi el mi-a vorbit cu autoritate. Am început să simt că nu era soțul meu. Vocea mi-a spus, ridică-te, vino cu mine, astăzi îți voi arăta unde vei petrece în eternitate. Îți voi arăta chiar acum ce se întâmplă că moartea te surprinde. Așa că el m-a prins de mână și am început să coborâm în jos. Acest lucru m-a surprins pentru că eu credeam că vom urca în rai. Era un întuneric imens, dar acea perdea de întuneric a fost îndepărtată de lumina splendorii Domnului. El m-a luat de mâini. Nu mă puteam opune. Am spus, Doamne, eu nu pot merge în locul acela. Domnul era tăcut și nu mi-a spus absolut nimic. M-a ținut puternic de mâini și am continuat să coborâm în inima pământului. Când am ajuns în inima pământului, acolo era o poartă imensă care era complet închisă. A început să se deschidă, iar acolo era un mic crater. Am început să aud țipetele și gemetele miilor și miliardelor de suflete care veneau din acea groapă. Am început să mă țin de mâinile Domnului și să spun, Nu, Doamne, eu nu pot merge în acel loc. El nu a spus absolut nimic. Deodată, ușa s-a deschis complet. Când s-a deschis, el s-a uitat la mine și m-a întrebat, Cunoști locul acesta? Nu puteam suporta căldură. A trebuit să mă apropii de corpul Domnului, pentru că o adiere răcoritoare ieșea din corpul lui. Era răcoritor, dar când l-am părăsit puțin, am simțit o căldură insuportabilă. Am auzit țipete de 1.000.000.000 de suflete. Domnul a continuat să se uită la mine și m-a întrebat, Cunoști locul acesta? I-am răspuns, Doamne, eu n-am mai văzut acest loc până acum, dar după cuvântul tău înțeleg că acesta este iadul. Domnul mi-a spus, este cu siguranță iadul. Toți cei care comit păcate, toți care comit greșeli, toți mincinoșii vin în acest loc. Aici vin toți cei care nu au regrete, nici pocăință și cei care nu m-au pe mine ca salvator al lor. Am tăcut, după care am început să spun, Doamne, eu nu pot merge în acest loc. Domnul a spus, privește acest loc îți aparține și ție. Am început să spun, nu, Doamne, greșești, eu sunt servitoarea ta, te servesc de 38 de ani, 38 de ani de închinare, 38 de ani de mărturisire a cuvântului tău, 38 de ani în care ți-am dus mesajul în diferite porți ale lumii. Doamne, tu știi cât de mult am slujit. Când i-am spus, Doamne, tu știi cât de mult am slujit, el a dat din cap spunând, da, dar când i-am spus, eu sunt servitoarea ta, el și-a clătinat capul spunând, nu. L-am întrebat, de ce spui că nu sunt servitoarea ta? Domnul mi-a spus, acum îți voi explica, nu ai citit în cuvântul meu că acești oameni mă cinstesc cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de mine?
Tu ai uitat că ai mărturisit un lucru în public, dar ai spus altceva și ai trăit altceva în privat. Spuneai ceva, dar trăiai altceva acasă. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Matei 15:8. Poporul acesta se apropie de mine numai cu gură și mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Frica pe care o are față de mine este doar o poruncă omenească, învățată pe de rost. Isaia 29:13. Iubiți frați și surori, noi credem că dacă mărturisim, dacă cântăm în corul bisericii, suntem salvați. Acest lucru nu este sigur. Salvarea include ceva mai profund, include sfințenie. Sfințenia te va face să faci ceea ce trebuie, lucruri pline de dragoste. Indiferent dacă ești în public, când oamenii privesc, sau în privat, când nimeni nu te vede. Când Domnul mi-a spus asta, am început să plâng deoarece erau remușcări în inima mea. Nu mai puteam să-mi ridic capul și să spun, sunt servitoarea ta. Domnul a început să spună, uite, mi-a plăcut cum ai mărturisit, mi-a plăcut cum ai mers din loc în loc ducând mesajul. Ai dus mesajul de aici colo și asta mi-a plăcut, dar ai spus una și ai trăit alta. El a continuat să-mi spună, privește acolo, vreau să-ți arăt înregistrările. Brusc a apărut un ecran mare. Am văzut pe acest ecran o prostituată. El mi-a spus, privește, Ana, privește la acea prostituată, privește cum ai mers în unele locuri. Fraților, desigur că uneori mă duceam să mărturisesc cuvântul Domnului cu pantaloni lungi, să mărturisesc cu fuste, mă duceam să mărturisesc cu fuste lungi, cu fuste până la genunchi. Uneori mă duceam să mărturisesc purtând bluze decoltate, cu nimic mai mult decât cu un voal deasupra care să-mi acopere umerii coi. M-am uitat la ecran și m-am văzut îmbrăcat în acea ținută. Domnul a început să spună, cum poți spune că ești servitoarea mea? După cum spui tu, că m-ai lăudat și m-ai glorificat. Poate fiica mea să se comporte și să îmbrace ca o prostituată? Erai ca o prostituată. Fraților, mulți dintre voi poate veți spune, acum, acest lucru nu este posibil. Vreau ca voi să ascultați cu atenție. Domnul continua să-mi spune, îți amintești că ți-am dat un păr lung? Amintește-ți, Ana, de părul lung și castaniu pe care ți l-am dat. Tu l-ai vopsit în diferite culori. Mi-am pus părul și l-am vopsit. Uneori mi-am vopsit părul într-o culoare timp de 6 luni și altă culoare pentru încă 6 luni. Am ajuns la biserică, iar pastorul meu mi-a spus, bună, Ana, ce frumos arată părul tău. Am crezut că le-a plăcut compatrioților mei și de asemenea i-a plăcut și lui Dumnezeu. Biblia ne spune că suntem aici pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu și nu pentru a fi pe plac oamenilor. Domnul a spus, privește, Ana, eu trimit poporului meu îmbrăcăminte și privește cum se îmbracă poporul meu. Dintr-o dată, Domnul a început să-mi arate cum se îmbracă oamenii când merg în baruri, cluburi și locuri rock. Am văzut cum fete tinere în fuste scurte și pantaloni strâmți merg în cluburi de noapte și centre de noapte. Domnul mi-a arătat scena de pe ecran și a spus, privește și vezi cum poporul meu procedează la fel când intră în biserică. Privește cum poporul meu se uită la mine ca niște prefăcuți și privește starea spirituală a bisericii mele. Frații mei, a trebuit să-mi plec capul, fiindcă nu mai puteam spune că sunt servitoarea Domnului și nici nu mai puteam spune că nu ar trebui să merg în iad. Nu mai existau cuvinte ca să-mi cer iertare Domnului. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi plec capul și să-mi fie rușine de mine. Domnul a început să spună, te-ai machiat ca o prostituată și vreau să spun că oamenii mei, cei care glorifică numele meu, trebuie să fie diferiți de oamenii din lume. Poporul meu trebuie să fie diferit. În acel moment, Domnul a mers aproape de craterul din fața acelei găuri adânci care emana fum și pucioasă. Eu nu mai puteam rezista și a trebuit să merg lângă Domnul. Domnul a început să-mi ierte flăcările roșii aprinse. Nu există o odihnă zi sau noapte. Tot ce este acolo este o căldură insuportabilă. Acolo este o temperatură ridicată. Astfel încât, dacă o bucată de fier cade în acel loc, se topește imediat. Sufletele țipau și spuneam, Doamne, ajută-ne! Dar Domnul le-a întors spatele ca și cum nu le-a fi văzut, ca și cum nu le-a fi cunoscut și și-a continuat drumul. Am văzut toate acestea în timp ce mergeam în spatele lui. Domnul mi-a spus,
Uite, îți dau o ultimă șansă. Trebuie să te întorci și să vorbești despre ceea ce ai văzut aici. Nu contează dacă ei nu cred. Nu contează dacă ei te scot din confesiunea lor sau te dau afară din biserică. Du-te și rostește cuvântul meu. Spune-le tot ce ți-am arătat aici și proclamă mesajul pocăinței. Iar atunci, Domnul a continuat să spună: Privește, sunt multe suflete aici care m-au numit Domn și Tată. Ele au fost la biserică, au cântat în cor, au vorbit în limbi, au prorocit, au citit și au învățat cuvântul, iar mulți dintre ei au avut funcții în biserică, iar mulți dintre ei au avut funcții în biserici. Au înființat grupuri bisericești, iar acum sunt aici în iad, pentru că au trăit o viață prefăcută și răzvrătită. În fața mea s-au prezentat într-un chip în biserică și într-un altul în lume. Ei au venit și m-au aplaudat în biserici, dar în casele lor au țipat și au făcut atâtea lucruri nelegiuite, iar acum aceste suflete ard aici în iad. Mulți dintre noi cred că a merge la biserică nu înseamnă altceva decât să cânți și să sari, iar apoi să te prăbușești ca mort pe jos. Ne înșelăm când spunem că simțim Duhul Sfânt și nimic mai mult. Dar vă voi spune un lucru. Evanghelia lui Hristos propovăduită azi nu este adevărata Evanghelie a lui Hristos. Predicatorii angajați, pastorii evangheliști care fac marfă din Evanghelie, au stricat cuvântul lui Dumnezeu și au corupt Evanghelia lui Hristos. Ei au ieftinit și au distrus Evanghelia lui Hristos și au predicat Evanghelia comercială și a prosperității ca un vânzător din magazin. Adică, fraților, Dumnezeu vrea ca voi să luați cuvântul său și să rostiți așa cum vrea el. El își dorește ca sufletele să se pocăiască. Fraților, eu nu mai puteam suporta. Plângeam după el. Câteodată a început să spună: Du-te și spune servitorilor mei, pastorilor mei, predicatorilor mei, să nu predice propria lor teologie, ci ceea ce spune cuvântul meu. Propovăduiește cuvântul meu, indiferent dacă oamenii îl cred sau le place. Unii pastori își schimbă predica când văd pe unii dintre membrii bisericii lor cărora nu le place adevărul. Unii pastori cu puțină teologie spun că nu contează ce porți în exterior, ci ceea ce contează este inima. Spune-le că cuvântul meu spune că trupul este templul Duhului Sfânt și că trupul trebuie să prezinte ceea ce este în inima ta și aceasta este sfințenia. Spune-le pastorilor să îndepărteze predicatorii care cer o mulțime de bani ca să predice în bisericile lor. Spune pastorilor să aibă credință și să se roage pentru bolnavi în loc să se bazeze pe evangheliștii celebri care vindecă, fiindcă eu am plătit deja prețul pentru vindecarea lor. Spune-le cântăreților și muzicienilor să nu mai calce altarele în picioare când sunt îmbrăcați indecent și când sunt împăcate de curvie și prea curvie și nu mai sunt adevărații mei servitori. Domnul să ne ajute să luăm aminte la tot ceea ce spune în această mărturisire, pentru că este important pentru ca noi să luăm aminte, iar dacă nu vom lua aminte, vom merge acolo unde nu vom vrea, în iad. Amin. Domnul să ne ajute.